m-am enervat cumplit. Și am zis să fac puțin research pe internet și am găsit în felul următor. Legea Paste 49 din 2003, articolul 11.4. Bun, hai să ne luăm modul de scandal și să începem cu o mică povestioară. Totul e bine și frumos la un magazin online. Plătești, dai bani, cumpere ți ce vrei, fie că este online sau local. Problemele apar atunci când vorbim de serviciul magazinului aluia sau garanția. Și da, vorbesc despre drona mea. Cum probabil ați văzut și dacă nu ați văzut aveți clipul aici în card, în momentul când am fost la munte, drona mea s-a hotărât că, bă, Alin, nu, tu, nu, nu, nu folosești drona asta. Nu, eu n-am chef. Se pare că bateria dronei mele s-a stricat în urma unui update. Am găsit un thread pe formul celor de la DJI în care foarte mulți oameni se plâng au probleme cu dronele și unii chiar au avut probleme în situații mai critice decât mine. Adică eu pot să zic că am fost într-o situație ok. Adică nu aveam neapărat nevoie de drone, nu mă plătea nimeni, nu aveam contracte, să zicem, pentru a folosi drona. Dar sunt unii oameni care chiar aveau și a fost o, a fost o etapă super pentru ei. Ideea este că da, și voi, probabil, în momentul în care vi se strică ceva și știți că este în garanție, primul lucru la care te gândești să-l faceți da, îl trimiți în service, nu? Pentru că, na, asta e singurul lucru, adică nu poți un lucru stricat în casă, mai ales dacă ai șansa să ți-l poți repara. Așa am făcut și eu. Am completat o cerere râmă a, o cerere de service, de garanție, să trimit, practic, produsul, să trimit drona înapoi în service, o repare, să vină cu ea reparată și să rezolv să am și eu drona într-un final să o pot folosi. Mă uit să actualiza statusul la ei pe site, pentru că pe F64 poți să vezi teoretic, ai putea să vezi statusul produsului, unde se află, în ce stadiu se află, dar în reparație, în garanție. Și cam atât. După două sau trei zile după ce drona a plecat de la mine, a ajuns la ei, a fost chipurile expediată în service și eu după aceea nu am mai aflat niciun status, nu mai știam nimic ce s-a întâmplat, nu am mai fost actualizat nimic la ei pe site. Dar a zis că ok, este vorba de o dronă, cu toate că eu știam, eram conștient că este vorba doar de schimbarea bateriei. Să schimbă baterie nu-i tocmai așa de greu, nu-i complicat, dai comandă o altă baterie, o înlocuiești, gata, ia drona înapoi, pentru că asta era problema, adică dacă eu am fost în stare, mă rog, acum poate au și politicile lor, dar dacă eu am fost în stare, m-am uitat pe și am văzut că este bateria de vină și că foarte mulți au sesizat asta, s-au plâns din chestia asta, adică e clar că dacă eu am avut aceleași simptome la drona mea, este aceeași problemă, trebuie schimbată bateria, pui o altă baterie, tai drona înapoi. Cât poate dura să dai comandă de o baterie? Chiar dacă este din România, dacă o au pe stoc sau nu? Chiar să vină și din Statele Unite? Maxim, cred că o săptămână, dacă sunteți o firmă de, nu știu, aveți un contract de curierat. Sunt detalii. Ideea este că nu ar fi trebuit să dureze mult toată treaba asta și nu ar trebui să fie o problemă atât de mare. Chiar era doar bateria. A zis că ok, așteptăm. Nu am să presez oameni, că nu am să încep acum, bă, hai, când e gata, când e gata, acum e gata, acum, da, acum, da, acum, da, acum. Nu. Am zis că, na, este o dronă, totuși, poate sunt politicele lor, adurează, sunt acte, birocrație, etc. Proceduri pe care eu nu, probabil nu le cunosc mai mult, ca sigur nu le cunosc, așa că îi las să-și facă treaba. A trecut vreo o săptămână, o săptămână și un pic. După această perioadă m-am gândit, hai să fac totuși puțin research, că sunt curios și eu cam când ar trebui să-mi primez drona și încep cu câteva mesaje la chatul lor live. Pentru că pe site-ul lor au un chat live cu care comunici cu un asistent, cu ceva suport de la ei, o persoană care se ocupă să răspundă la întrebări, Am da, mă rog, nu, nu, nu ca și cum te-ar ajuta cu ceva. Îți dă doar niște date. Îți dă un e-mail sau un număr de telefon la care să suni eventual, pentru că nu poți să zic că s a ocupat neapărat cu ceva. La un moment dat, uitându-mă pe certificatul de garanție al produsului, am zărit eu printre rânduri pe acolo ceva legătură cu 15 zile calendaristice. Uitându-mă mai atent, în certificatul lor de garanție spune că eu în maxim 15 zile calendaristice trebuie să-mi primesc produsul în conformitate. Adică, eu dacă am trimis produsul din ziua în care a ajuns în mâna lor, a este ziua 1, în maxim 15 zile calendaristice, eu trebuie să-mi primesc produsul înapoi în conformitate să-l am în mână. Dacă nu, teoretic ar trebui să-mi primesc bani înapoi sau un produs înlocuitor. Și având foarte mare încredere în oamenii ăștia pentru că până acum s-au dovedit a fi buni, s-au dovedit a fi ok, dar am, doar am comandat de la ei, nu pot zic că am avut treabă neapărat cu servisul lor zis că ok, mai așteptăm puțin. Produsul a ajuns la ei în service pe 3 decembrie, adică eu am trimis cred că pe 1 sau pe 2, a ajuns pe 3, deci aia este ziua 1 din care se calculează aceste 15 zile calendaristice. Luni când mai erau aproximativ 3 zile până să se împlinească cele 15 zile calendaristice, eu am zis că ok, bă, hai să-i mai caut puțin, să-i mai întreb ceva, poate mai primesc un status, nu știu, poate mai îmi spune, mai îmi dă niște detalii. Și am aflat de la tipul ăla de pe cea de acolo, de pe F64, că drona mea este în Olanda. Dacă eu nu întrebam, îmi spunea și mie cineva că drona a ajuns în Olanda? Înțeleg, poate n-ar trebui să știu eu toți pașii ăștia, dar ar fi frumos să-mi spui cam ce se întâmplă, care sunt pașii, pa... a zis, bun, trecem peste bă, nu știu ce transport folosesc ăștia, acum naiba au ajuns în Olanda, cât de repede, cât de așa, dar până miercuri trebuie să fii înapoi, că miercuri se fac 15 zile calendaristice. Tipul mi-a zis, bă, dacă vrei dai un e-mail sau suni la numărul ăsta ca să vorbești direct cu service -ul. Am dat un e-mail luni seara, așteptam marți să îmi răspundă la e-mail. Bineînțeles că mi-au răspuns, așa că marți am încercat să sun. Na, hai bă, frate, că nu-mi răspundeți la e-mail, hai să vorbim telefonic, poate ne înțelegem mai bine așa. Eu citim Chestia nu e chestia cu 15 zile calendaristice, dar nu am zis că le tai cineva capul, frate, adică na, 15 zile, ei au hotărât așa 15 zile, adică poate nu e de aparat un termen atât de strict acolo, eu nu înțelegeam, nu știam exact ce înseamnă ale 15 zile calendaristice în care produsul trebuie să întoarcă în conformitate, că na, poate depinde, poate sunt niște mă rog, detalii, dar nu știam. Așa că marți, în momentul când o sun pe doamna asta, i spun, da, știți că 15 zile să cam împlinesc mâine, facem, nu știu, acuși vine Revelionul, la mulți ani 2015, 15 zile, ce că, că vorbesc? Oricum, i-am zis pe alea că ok, să fac 15 zile, eu când îmi primesc produsul, ce se întâmplă? A, ah, păi știți că e din Olanda, uh, acum ei se ocupă, ce că este încă în service, ar trebui să-l trimite imediat, că se cam gata, că pe ori e service, ori e gata, că nici eu nu mai înțeleg. Haideți că până mâine vă răspundem, vă dăm un rezultat, vă dăm nu știu ce, doamne nu înțelegi dar mâine e cam gata, adică eu cam mâine ar trebui să am produsul. Vă dăm un AVB să vedeți când vine, să urmăriți produsul cum vine din Germania. Poftim? Olanda, Germania, Mă rog, poate nu chiar asta a fost formularea frazei ei, dar au zis și Olanda și Germania. Bă, nu sunt bun la geografie, clar nu sunt bun, nu mi-a plăcut geografia. Dar pot să jur că Olanda și Germania nu sunt aceeași țară. Hai să vedem, facem un felul următor. Pot să primești KVB-ul ăla, pot să primești un status până mâine? Da, 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 fără sigur nicio... În seara asta vi-l dăm. Marți trece toată ziua, restul zilei cât mai rad nea, vine miercuri, se face 12 la miez, 1 la miez, 2 la miez, 3, 4, 4 jumate, m-am enervat cumplit. Și am zis să fac puțin research pe internet și am găsit în felul următor. Legea paste 29 din 2003, articolul 11.4, care spune că sunt maxim 15 zile calendaristice. În legea României spune asta până când eu trebuie să-mi primesc produsul în conformitate, înapoi în mână, dacă nu banii pentru produs, banii, să restitui bani, să-mi restituie banii înapoi sau un produs înlocuitor. Apoi, articolul 23 din aceeași lege spune în felul următor, că amenda, dacă nu se împlinesc articolul 9, 11, cel care v-am zis mai devreme, și 19, sunt 3 articole, dacă nu se îndeplinesc, amenzile sunt între 5.000 și 25.000 de lei. Ok, perfect. Atâta mi-a trebuit Sunt Miercuri la F64 din nou Să rămână, nu vă zupărați uh, Și am zis toată chestia asta Știți? Facem un felul următor. Dar nu că vă trimitem avb ul să vedeți când vine din Olanda. Dar nu mă interesează când vine din Olanda. Nu mă interesează, pentru că până vine din Olanda, în România, până o mai țineți voi acolo, în depozitul vostru, până ajunge la mine, până nu știu ce, mai a naiba. De miercuri, luni de asta în calcul, ar fi urmat încă vreo 3-4 zile, probabil, până ajungea la ei în România, probabil încă vreo 2 zile până trimitea eu prin curier, nu luăm în calcul și weekendul, ajungea exact în perioada sărbătorilor, când eu probabil eram plecat din țară, din oraș, eram acasă, eram naiba știi unde. Eu nu puteam să primesc coletul. Venea curierul, stai că nu sunt acasă, de retur, ajungea iar la ei, iar venea înapoi la mine, iar dădeam -mi comandă, iar spun o grămadă de căcaturi, pentru că ei nu au fost în stare. Bă, deci stați așa să ne înțelegem. Eu nu am nimic împotrivă cu faptul că probabil au, au, fost nevoiți să trimită produsul acolo. Probabil DJI are service acolo. Probabil asta este politica lor. Trebuie să trimită produsul la ei ca să rezolvi. Eu nu am niciun problem cu asta. Înțeleg perfect pentru că dacă ei nu se pricep, dacă ei nu sunt, nu știu, nu sunt profesioniști la drone să le repare, să înțeleagă ce se întâmplă cu ele și așa, le trimiți la firmă o firmă competentă, nu corect. Bun. E sunt complet de acord. Problema este că eu nu am primit niciun status. Ei nu mi nu mi-a zis nimeni nimic. Dacă nu întrebam eu nici măcar nu știam că este în Olanda, că a ajuns în Olanda sau Germania, că acum nici nu mai știu drona mea. Problema este că ei când și-au dat seama și când au văzut că nu se trece limita de 15 zile în care ei, practic intră în ilegalitate și riscă o amendă destul de mare, că nici pe, nu știu pentru ce magazin, ci poate pentru e EMAH, dar nu știu pentru ce magazin 5.000 de lei sau mai ales 25.000 de lei ar fi bani puțini. Și dacă te gândești și bă, vezi că nu vine produsul ăsta și omul ăla l-așteaptă, băi, eu nu eram atât de disperat drona aia, nu aveam atât de multă treabă cu ea, dar sunt oameni, frate, sunt oameni care au contracte, sunt oameni care au promis, care au clienți, care le-au promis să facă filmări cu dronă, nu, dar nu contează, poate nu neapărat dronă, poate nu foto, nu video și așa, bă, și la da un Moare, nu că se mai întâmplă, chestiile se strică și le trimiți în service. Și clientul te întreabă, bă, dar ai promis că vii să faci filmare mare cu dronă, da, dar stai să vezi că e F64, că nu știu ce, că în maxim 15 zile. Bun, trec 15 zile, vine clientul la tine și te întreabă, bă, facem filmare, facem cu dronă, nu știu ce, da, dar stai că e F64, încă nu mi-a dat dronă înapoi, că de fapt mai durează, că mai nu știu ce, cum să mai dureze, frate, dacă maxim 15 zile, care întreabă, ce e vorba de legalitatea României, ce lege 49 din 2003, despre ce vorbim? Bă, mi se pare incredibil frate cum poate să-și bată ăștia joc de noi. Nu știu dacă ați avut probleme, am avut probleme cu Depanero acum și cu serviciul de la 64 Ce naiba! E atât de greu să fii competent. Și în momentul în care eu am vorbit cu tipa aia la telefon, reluăm povestea. În momentul în care am vorbit cu tipa aia la telefon și am zis toate chestiile astea, au zis că, da, știu, știu, știm legea, știm nu știu ce, mă, mă, mă bucur că știi. Dar vă dăm un AVB să vedeți cum vine drona. Băi, Bă, băi, băi! dacă era lângă mine și dacă era bărbat, dacă era lângă mine, îl pocneam. Bă, n-ai cum! Dar tu nu înțelegi că pe mine nu mă interesează când vine din Olanda? Eu voiam să trebuia să-mi aduci drona acum, să eu să am produs înapoi sau bani înapoi? Și am să felul următor. Uite cum facem. Dacă până vineri, deci era miercuri, trecuseră oricum, era să împliniseră 15 zile sau poate chiar mai mult. Dacă până vineri eu nu am drona înapoi, ori în locuitor, ori banii pe ea, vineri fac reclamație pentru că legea se aplică în mod perfect, concret. Nu exista niciun dubiu legător cu circumstanțele, adică se vedea clar când am trimis, când o ajuns, în ce dată suntem, când am primit nimic. Acum eram curios să văd cam cât primesc amenda, adică nu știu cât se dă. Chiar eram curios, din punctul ăsta de vedere eram puțin curios. Am închis telefonul și nici nu au trecut 10 minute și am primit un e-mail. Pentru că produsul nu poate ajunge din Olanda, a, ah, deci era Olanda, în timpul maxim de nu știu ce, vă trimitem banii înapoi, vă rugăm să ne lăsați un IBAN, un CON, nu știu ce. Aha, de deci se poate. Asta e problema mea. Nu că durează un service, pentru că, bă, na, e un obiect, se strică, cine știe că durează, sunt fel și fel de proceduri, birocrații, sunt conștient de treaba asta. Problema este lipsa de comunicare a magazinelor, a furnizorilor, a companiilor cu clienții, lipsa de competență sau mai bine zis prezența incompetenței și faptul că efectiv își bajoc de noi, de cumpărători. Ei e sigur, mai mult ca sigur, s-au bazat pe faptul că a, nu o să gândește asta la cum se treacă lui prin cal că noi ai putea lua amendă cât depășim 15 zile. Are nicio treabă. De asta îmi doresc să cresc canalul ăsta. De asta îmi doresc. Principalul meu scop este să să am o voce, frate, pentru că sunt o grămadă de căcaturi care se întâmplă. Foarte multe, foarte multe tâmpenii peste tot, magazine, birocratie, lege, stat. Nu contează. Sunt o grămadă de chestii, da? Deci chiar îmi doresc, lăsați-mi în comentarii ce probleme ați mai avut voi cu magazine din România, ce ați mai cumpărat, cum ați fost tratați, dacă ați fost tratați bine, puteți să-mi lăsați și experiențe foarte faine cu magazine pe care le-ați avut, dar și experiențe proaste, nu contează, magazin, service, livrare, etc., nu contează, chiar și curier, pentru că și curier își bat câteodată joc de noi și știm asta foarte bine. Vreau să, am, vreau să, 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 zic lumii, bă, fiți-o leacă atenți! și țineți cont, deci dacă aveți vreodată problemă cu serviciul și cu produsul ajunge foarte greu la voi, țineți cont de ce v-am zis eu acum, de legea asta. Este o lege în favoarea voastră, maxim 15 zile, este în legea României, legea 449 din 2003. Așa că aveți grijă de voi, aveți grijă de lucrurile voastre, țineți la voi să nu fiți luați în derâdere, să nu-și bată nimeni în joc de voi. Nu contează că ai dat 50 de lei, că ai dat 100, că ai dat 5.000 de lei. 20 de mii. nu contează. Ai drepturi și trebuie să te bazezi pe ele. Și acum, ca să încheiem așa cu un final interesant și fericit, zic eu, după ce am primit e-mailul ăla, e -mail în care spunea că nici nu poate ajunge din Olanda sau Germania, nu mai știu de unde, drona la mine, nici nu aveau chipurile pe stock, cu toate că m-am uitat în ziua aia și aveam buton de adaugă în coș. Puteam să-mi iau produs nou, puteam să-mi iau dron nou, dar bineînțeles că lor nu le convine ca mie să-mi dea o dronă nouă și ei să o aștepte după aceea pe aia reparată, de resigilată, desfăcută și așa. Evident că până la urmă, păi asta vor ei, asta vor ei. Profitul ăla, clientul, da, dracu, da, te descurcă el. Pentru 50 de lei? Pentru 18.000 de lei? Tu te plângi că a trecut mai mult de 15 zile? Mă jur, este incredibil dar mi-am dat comandă de o altă drone, evident că mi-am mai dat comandă pe F64, de data asta mi-am dat comandă de pe dronșa.ro, care s-au comportat exemplar, au vorbit cu mine meu, chiar, chiar au fost ok, chiar mi-au plăcut, deocamdată, o să vedem dacă Doamne ferește se strică și asta și o să trebuiască să intre în service, o să vedem ce politică au ei. Vă rog, Vă rog, dacă vă uitați, dacă cineva de la voi vede clipul ăsta, nu mă dezamăgiți. În schimb, de data asta mi-am dat comandă de un Christmas Pack. Probabil este o ofertă, clar, Christmas Pack este doar periodică. În pack-ul ăsta am primit un încărcător foarte, foarte fain pentru dronă, care arată cam așa. Este practic o cupolă, ceva, cu un disc. Arată foarte bine. Sigur, nu o să mai am probleme cu încărcatul dronei în felul ăsta, pentru că se încarcă așa cum știe el în chestia aia și pe lângă asta mai primi și o baterie separată. Sunt mai multe pack-uri oricum, am mai văzut și un Christmas Pack 2 la ei care vine doar cu o baterie în plus și este mai ieftină. Am văzut și Fly More Combo Pack, Fly More Combo vine cu 3 baterii, cu un încărcător special pentru 3 baterii, cred că vine și cu Propellers Guard, adică cu un fel așa de protecție în jurul, în jurul elicelor. Oricum, au foarte multe oferte, foarte multe chestii, destul de interesant și din câte am observat, gen Drone shop chiar este un reseller oficial al DJI cum este iStyle pentru Apple în România, așa este dronșa pentru DJI. Așa că vă recomand, dacă vreți să intrați pe site-ul lor, nu m-au sponsorizat, nu mi-au zis nimic, nici într-un caz, doar că mie mi-a plăcut experiența până acum pe care am avut-o cu ei, așa că îl recomand. Momentan îl recomand. <laughs> da, asta a fost o poveste lungă, destul de lungă, dar sper că ați avut ceva de învățat din toată treaba asta. Sper că îmi doresc de fapt ca voi să nu aveți niciodată problema asta sau dacă aveți vreodată problema asta, sper să fi urmărit clipul ăsta. De fapt, dacă mă auziți până în asta, înseamnă că ați urmărit clipul ăsta și să folosiți ce v-am zis eu. Ne apropiem de sfârșitul anului, voi sunteți cei mai tari, eu vă mulțumesc din suflet! Pe canalul ăsta facem unboxing-uri, tutoriale, video, foto, totul despre tehnologie, că îmi plac gadget astea foarte, foarte mult și târii la valiera după mine. Și ne vedem de acum în video următor. V-am pupat din tot sufletul meu.